Campania de reîmpădurire a Fundației Conservation Carpatia a fost cea mai amplă desfășurată până în prezent. Din anul 2012 s-a început refacerea zonelor degradate în munții Făgăraș și Leuta și s-a reușit până în prezent restaurarea a peste 700 de hectare de parcele de pădure tăiată la ras. Primăvara acestui an a fost o campanie destul de susținută, spunem noi, și un succes, pentru că am reușit mai mult decât în orice alt an să împădurim 103 hectare, să plantăm pe 103 hectare mai mult de 380.000 de puieți din speciile brad, molid, fag, paltin și alte specii arsătoare. Acest lucru nu face decât să ne bucure și să continue eforturile noastre de anii trecuți, de când fundația a început să intervină și să planteze din ce în ce mai mult pe suprafețele dezgolite. Am ajuns astfel anul acesta la 700 de hectare, peste 700 de hectare împădurite în ultimii 6 ani. Până la maturitate, puieții necesari refacerii pădurilor sunt îngrijiți timp de 2-5 ani în cele 7 pepiniere și un solar, de care se ocupă fundația. Acestea sunt plivite manual, fără substanțe chimice și cu forță de muncă locală, angrenând anual în regim sezonier pentru toate lucrările de reconstrucție ecologică peste 200 de localnici. Pe lângă aceste lucrări, s-au efectuat și amenajări ample de combaterea eroziunii solului. De-a lungul cursurilor de apă pe o suprafață de 23 de kilometri, echipa organizației de mediu a refăcut vegetația originară de anin, foarte importantă pentru fixarea malurilor. Pe lângă lucrările de împădurire, de plantare, mai este nevoie de niște lucrări. Acelea de a repara solul, pentru că în urma exploatărilor forestiere din trecut, tractoarele sau modul de exploatare au lăsat răni adânci în munte și s-au format treptat șanțuri adânci din cauza eroziunii solului, din cauza ploilor torențiale care angrenează pământul și spală, și șanțurile acestea s-au adâncit an de an. Astfel că nu e suficient doar să plantăm pentru că acolo nu s-ar prinde puieții, dar trebuie să intervenim, avem niște excavatoare mici, forță de muncă locală care intervin și nivelează acele șanțuri. Chiar la un moment dat se construiesc mici gărdulețe de lemn împletit care să dirigeze apa către un curs obișnuit și să nu se mai spele pământul din zona respectivă. Activitățile de reconstrucție ecologică au îmbunătățit calitatea pădurilor, au creat condiții favorabile pentru fauna sălbatică și contribuie la refacerea ecosistemelor naturale valoroase.